Bună seara și bine v-am regăsit la Infomedica. În această seară vom vorbi despre acordarea primului ajutor. Este o problemă pe care invitata mea din această seară a mai ridicat-o cu câteva ocazii, pentru că își dorește să facă cunoscut modul în care noi, oamenii, ne putem ajuta semenii, că e la îndemâna noastră să învățăm să acordăm primul ajutor în caz de urgență și că un moment în care suntem pe fază ar putea să salveze viața cuiva. Alături de mine, doamna doctor Letiția Damoc, manager al Spitalului Orășenesc din Bicaz și, bineînțeles, după cum știți, specialistă în urgență. Bună seara și mulțumesc că ați revenit la noi! Bună seara! Mă bucur ca de fiecare dată când mă invitați și este un subiect preferat, acordarea primului ajutor. Și de fiecare dată când am ocazia, încerc să sensibilizez auditoriu și pe toată lumea asupra importanței cunoașterii acordării primului ajutor. Fiecare dintre noi trebuie să știm să acordăm primul ajutor. Așa cum se spune atunci când se explică despre lanțul supraviețuirii, prin fiecare gest al nostru cumpărăm timp de supraviețuire pentru cel aflat într-o situație specială. De curând v-ați implicat într-un proiect, Salvezi dacă știi să acționezi, ceva Da, de genul, așa s-a da. numit. Cam despre ce a fost vorba, am mai văzut noi prin presă, dar o să vă rog să detaliați proiectul acesta. Deci acest proiect care s-a derulat în perioada 1 iunie 31 octombrie, dar el continuă și se dorește a continua pe paliere succesive. S-a dorit un program prin care să învățăm populația de pe Valea Muntelui și Valea Bistriței în a învăța să acorde primul ajutor. De fapt, cum am gândit noi că putem să realizăm acest fapt? Prin organizarea unor cursuri de instruire a populației, prin care am arătat ce înseamnă primul ajutor, tipurile de prim ajutor, am arătat care sunt principiile generale de acordare a primului ajutor și, bineînțeles, manevrele, iar partea practică, workshop-urile, au constat în a arăta și a învăța cum să acorde efectiv primul ajutor unei persoane aflate în stop cardiorespirator, adult sau copil. De ce am tras concluzia că un grup țintă ar fi cei de pe Valea Muntelui? De ce de acolo? Din ce cauză acolo? Pentru că, în primul rând, totul a plecat de la o provocare. Asociația Sănătatea Văii Muntelui, care sprijină Spitalul Orășenesc Sfântul Ierarh Nicolae Bicaz, într-o discuție cu reprezentanții dumnealor, a ridicat problema, în afară de acordarea asistenței medicale pentru cei care accesează serviciile medicale ale spitalului, ce ar putea să facă spitalul pentru oamenii din zonă, având în vedere că oamenii din zonă sunt extraordinar de deschiși în a ajuta spitalul și să nu uităm că primăriile de pe Valea Muntelui și Valea Bistriței acordă sprijin real alături de sprijinul extraordinar de consistent al primăriei Bicaz pentru susținerea activității curente a Spitalului Orășenesc și populația, cei care s-au înscris în asociație, cei care vin cu sponsorizări, fie că sunt bani, fie că sunt produse. Și pentru că
Am zis că acest lucru ar fi benefic populației, adică să își însușească acele cunoștințe teoretice privind acordarea primului ajutor și, bineînțeles, să deprindă niște abilități practice, am venit cu această propunere. Iar în sprijinul acestei propuneri au mai fost și alte lucruri foarte importante. Pe de o parte, după cum știți, zona este configurată, deci arealul este foarte extins, zona este muntoasă, accesibilitatea ambulanțelor, a echipajelor de intervenții specializate este destul de greoaie, unele localități sunt răspândite, se ajunge într-un timp mai mare la cel aflat în suferință, la cel aflat în nevoie. De asemenea, datorită statisticii, atât a celei medicale care poate fi consultată pe site-urile Direcției de Sănătate Publică, pe diverse alte site-uri ale unităților administrative teritoriale ale Consiliului Județean, pe site-ul Inspectoratului Teritorial al Muncii, pe site-ul Inspectoratului General al Poliției, s-a observat că există puncte de puncte unde se concentrează mai mult, sau să spunem altfel, sunt mai frecvente accidentele rutiere și accidentele de muncă, mai ales cele forestiere, și de gravitate destul de mare, coroborate cu accesibilitatea puțin mai greoaie, puțin mai încetinită a echipajelor de intervenție. S-a născut această idee de a instrui diverse grupe sau diverse grupuri țintă în acordarea primului ajutor. Cine v-a ajutat? Ați zis această asociație? Da, deci am avut parteneri care au sponsorizat inclusiv achiziția de acele manechine sau acele, să zicem, vorbim puțin așa mai like, păpuși cu de care ne ajutăm în a arăta manevrele de acordare a primului ajutor. La nivelul orașului Bicaz deja s-au pus bazele unui centru de training în acordarea primului ajutor. Există sălile de training deja cu tot ceea ce înseamnă material didactic pentru populație, urmând ca prin alte programe ulterioare să cumpărăm și să-l configurăm, astfel încât să putem să susținem cursuri și pentru populația, pentru cei din lumea medicală, pentru asistenți și medici. Sunt săli generoase, foarte frumoase. De asemenea, din motive de publicitate am înțeles că numele acestor parteneri nu le pot spune, dar cel care este interesat poate accesa site-ul Spitalului Orășenesc Sfântul Ierarh Nicolae Bicaz și poate să vadă acolo cei care s-au implicat, care au sponsorizat, care au lucrat împreună cu noi. Și foarte mult s-a mers pe ideea de voluntariat. Toți lectorii, toți cei care au susținut aceste cursuri, care au corectat testele, care au făcut programările, care au asigurat acolo climatul pentru cursurile respective, inclusiv servitoacele cafele, a ceaiului, apa, pentru că a fost într-o perioadă un pic mai îndelungat. Deci toate aceste persoane care au lucrat în cadrul proiectului au fost voluntari. Iar ulterior, din cei care au fost cursați, majoritatea s-au exprimat în sensul de a deveni voluntari într-o rețea de first responder, adică o rețea de cei care răspund atunci când este nevoie. Și am să detaliez mai încolo. După filmuleț? Da, și după filmuleț. Înainte, da, de filmuleț. Deci, practic, cum ați început? Care au fost pașii? Deci, pașii. În primul rând, s-au identificat grupurile țintă.
Deci există două grupuri țintă. Un grup țintă, cel care, deci au fost persoanele care au fost cursate. Uh-huh. Deci au venit cursurile. Au fost învățate. Da, învățate. Da? Cursurile au durat 8 ore. Au fost în două sesiuni de câte 4 ore, cu pauze. Din acest grup țintă au făcut parte elevi de școli generale, clasele 6-8, elevi ai liceelor, cadre didactice de la școli generale și de la liceele din Bicaz și de pe Valea Muntelui, Valea Bistriței, au fost salariați ai primărilor, salariați care lucrează în serviciile de intervenții specializate, cele voluntare de intervenții specializate. Au fost persoane desemnate de diversi angajatori pentru a acorda primul ajutor, persoane care bineînțeles că trebuiau să fie instruite. Toate aceste persoane, v-am zis, au fost instruite, a existat o tematică, o bibliografie, ca metode de predare au fost cele, deci, pe slide-uri prezentate și apoi imediat exemplificat pe manechine sau cu ajutorul materialului didactic din dotarea centrului de training. Și ulterior, partea a doua, care a fost extraordinar de interactivă și deosebit de apreciată, a fost și partea practică. Un grup deosebit a fost constituit din preoți, 15 preoți, grupele au fost între 12 până la 17, maxim 18 persoane, acestea fiind de fapt și standardele didactice, pentru că exista că trebuie să existe timp ca fiecare din cursant să aplice și să facă gesturile. Și vreau să vă spun că lectorii au văzut pe parcursul acestor cursuri teoretice și acestor workshop-uri dorința efectivă a tuturor celor care au participat de a ști cât mai mult. Erau atât de transpuși, noi avem peste 1800 de fotografii făcute și mici filmulețe în timpul acestor cursuri, care au durat peste o lună și jumătate, intens, puse cap la cap. Vreau să spun concediu, cum ați făcut? Nu ne-am luat concediu, deci s-au rulat sâmbăta, duminica, a existat o disponibilitate extraordinară și a cursanților să se plieze pe programul lectori care au fost medici de la Spitalul Orășenesc Bicaz și care aveau și activitate medicală. Am înțeles. Și vreau să vă zic că existau momente în care se stătea mult peste acest program, tocmai din dorința de a ști, de a cunoaște, de a întreba, dar dacă se întâmplă așa, dar dacă, cum pot să procedez? Și două idei au răsărit din aceste discuții. Unu, această experiență, aceste cursuri trebuie să continue. Într-o formă sau altă trebuie găsit și sponsorii și pentru a susține această activitate. Bine, v-am zis, partea efectiv de predare didactică a fost voluntariat, dar există alte lucruri care nu se pot face prin voluntariat și fără bani. Și să creăm acea rețea de oameni care pot răspunde atunci când este nevoie. Și să vă dau un exemplu. După ce aceste persoane au fost școlite și vreau să vă zic că s-au respectat toți pașii, în sensul că li s-a luat la fiecare o declarație dacă doresc sau nu să fie fotografiați sau filmați, dacă doresc sau nu să continue proiectul, declarații din partea părinților dacă doresc
ca deci totul s-a desfășurat copilului. cu profesionalism, tocmai pentru a nu exista niciun fel de discuție sau, știu eu, o interpretare eronată a unor gesturi care de fapt s-au vrut a fi toate făcute cu cea mai bună intenție. Și ce vor face acest first response? În partea a doua a programului, a proiectului nostru, am dorit ca în urma discuțiilor cu cei de la dispeceratul 112 să putem să avem un număr alocat special, format din 4 numere, un număr de telefon și printr-un SMS să fie dat, de exemplu, dacă este o urgență în acea zonă. Să spunem că a căzut o persoană în fața primăriei din localitatea X. Se dă mesajul, bineînțeles, după ce s-a primit și dispeceratul prelucrează informația, alocă resursa, se trimite pe acel număr de telefon, pentru că fiecare om care va fi în grupul de first responder va avea un telefon simplu din acesta, deci da. Și va primi, deci doar pentru a primi SMS și pentru a putea să dea spre 112 sau spre un alt număr, vedem acum ca posibilități tehnice, acum suntem în vrem să putem aceste discuții, încă nu le-am inițiat, să dea că se poate deplasa. Deci fără să existe obligativitatea, dacă eu, Salvator, care știu cum trebuie să acționez, m-aș putea duce fiind în apropiere și zic că fac 3-4 minute până acolo. Pot să evaluez nevoia reală, pentru că sunt un om instruit în acest sens, să știu exact ce s-a întâmplat. Poate la primul telefon s-a supra-evaluat situația sau s-a sub-evaluat situația. Și atunci eu pot să revin cu telefonul la 112 și să spun care este situația reală, dar ce este foarte important, că pot să încep eu să acord primul ajutor. Și de aceea, pe lângă acest telefon, fiecare voluntar din acest grup de first responder vor avea o mini-trusă care poate fi purtată în buzunar, în geantă, în poșetă, care să conține câteva lucruri împrumutate, în ghilimele, cum ar veni din trusa standardizată de prim ajutor, și care să-i folosească. Dar chiar cum ar fi? De exemplu, o pereche de mânuși, o compresă de tifon, o fașă de tifon, o pipă ghiudel, un garou și, știu eu, există și niște dispozitive din acestea micuțe de, știu eu, de mici pansamente îmbibate într-o soluție antiseptică. Nu știu, poate ne mai gândim, deci ca să vedem, și eventual baticul salvatorului. Deci toate astea se pot face într-o trusă foarte mică, deci foarte, foarte mică, deci care poți să iei, deci de genul, deci puțin mai mare decât este telefonul dumneavoastră, da? Oricum, deci bineînțeles mai groas. Fără a îngreuna, deci niște lucruri să se facă o hemostază provizorie, deci oprire temporară a sângerării, un pansament, o dezinfecție a unei plăci, iar pipa ghiudel, de asemenea, să opresc o sângerare prin intermediul, cu ajutorul garolului, în cazul în care nu pot opri sângerarea numai printr-un simplu pansament compresiv, și, bineînțeles, până la gesturi de tipul menținerea deschisă a căilor aeriene și, ce am uitat foarte important, batista salvatorului. Batista salvatorului, ca de asemenea sunt tot felul de formule. Ce înseamnă această batista salvatorului? Îmi permite să pot să fac acele insuflații, ventilații, respirații gură la gură, protejându-mă pe mine ca salvator, să nu pun direct gura pe gura victimei și să nu vin în contact cu saliva sau cu alte secreții de la nivelul cavității bucale. Deci sunt niște lucruri și acum sunt preformate mici, știți? În momentul în care povesteam, unul dintre copii atât de frumos a spus: "A, parcă este nuca aia vrăjită a cenușăresei din care a scos hâinuțele." Așa. Deci imaginația copilor... Cât de multe lucruri intră în ceva așa, din cuț și aia și aia și să știți că intră, pentru că am făcut și proba. Ei, fără a fi obligat să poarte, dar dacă există, deci posibilitatea aceasta, ca eu, martor instruit, da? Sau să zic salvator instruit, martor la un eveniment sau în apropiere, nu neapărat să văd imediat atunci, dar să fiu anunțat
și pot să ajung într-un timp convenabil. De ce? Toți cei care cunosc noțiuni fundamentale de acordare a primului ajutor știu de această sintagmă. Cele 5 minute de aur. În cazul unui stop cardiorespirator, trebuie să intervin în primele 5 minute, astfel încât să pot să trimit, să asigur oxigen spre creier, pentru că n-am voie să las un creier mai mult de 5 minute. De ce? La nivelul lui s-ar produce leziuni irreversibile, care n-ar mai putea fi refăcute prin nicio modalitate intervențională, fie că e medicamentoasă, fie că e chirurgicală, și atunci persoana respectivă, chiar dacă ar fi pe urmă resuscitată, deci în sensul de i-ar reveni respirația și circulația, din cauza leziunilor la nivelul creierului, ar rămâne ca o legumă. Ar rămâne inconștientă, nu s-ar putea singură îngriji, da? Pentru că e de fapt o persoană care de fapt a pierdut contactul cu realitatea. Este o tragedie pentru familie, o povară pentru sistemul sanitar. Contactul cu ea, în primul rând, da? Apoi cu mai ales, deci mai ales să vezi ca familie, dar și ca cei din sistemul sanitar, o persoană care poate să trăiască mulți ani, deci într-un pafără, să comunice, trebuie alimentat în mod deosebit prin gastrostomă, deci printr-o găurică în stomac, prin perfuzii, prin mâncare special. Deci, trebuie schimbată. Ori noi, ca populație, nu suntem pregătiți ca să putem realiza aceste îngrijiri la domiciliu, iar îngrijirile paliative din țara noastră încă sunt la început. Îngrijirile acestor persoane cu probleme speciale prin centre încă nu au devenit prioritate sau nu au devenit un lucru interesant pe agenda de lucru a celor care se îngrijesc de sănătatea noastră. Pentru că sunt persoane cu nevoi speciale. Ori aceste persoane cu nevoi speciale, pentru a nu ajunge acolo, trebuie să ne luăm toate măsurile astea profilactic. Să știm să acordăm primul ajutor. Bun. Înainte de pauza de publicitate pe care o vom lua imediat și după publicitate vom vedea și filmulețe din activitatea dumneavoastră și ne veți explica exact despre ce e vorba, aș vrea să vă întreb, de-a lungul activității pe care ați desfășurat-o la ambulanță, sunt convinsă că ați văzut multe cazuri în care cei aflați la fața locului, la un eveniment, au vrut să acorde primul ajutor. Poate unii nu erau instruiți, dar omul vrea să ajute. Chiar dacă vrea să ajute, dacă nu este instruit să facă acest lucru cum trebuie, poate face mai mult rău. Aș vrea să ne dați niște exemple când omul neinstruit, dacă intervine, ar putea face mai mult rău decât bine. Omul neinstruit, deci. Deci omul care nu este instruit în acordarea primului ajutor, de exemplu, un accident rutier, scoaterea victimei din interiorul mașinii. În momentul în care o persoană aflată în interiorul mașinii este inconștientă, regula este că considerăm că acea persoană e posibil să fie lovită la coloana vertebrală. Deci o luăm ca posibil lovită la coloana vertebrală și atunci nu avem voie să îi mișcăm capul în axul cap, gât și trunchi. Și pentru că persoana respectivă nu poate să-l scoată din mașină fără să-i miște curbura și fără să-i miște capul din ax, e mai bine să o lase în interiorul mașinii. Dar și aici sunt discuții. Când o lăsăm în interiorul mașinii? Unu, când mașina este sigură. Adică nu dă să ia foc, nu se răstoarnă sau altceva. Da, ca să cadă. Și când persoana are funcțiile vitale, am zis inconștiente, dar n-a mai continuat, trebuie să aibă funcțiile vitale prezente, respirația și circulația, pentru că dacă ea se află în stop cardiorespirator, normal că o scoatem în afara mașinii, pentru că trebuie să o culcăm pe spate și să începem manevrele de resuscitare. E imposibil să-i faci manevrele de resuscitare unei persoane în stop cardiorespirator aflat în șezut. Și dacă nu ai experiență, este și mai greu. Au existat opinii
că s-ar putea da scaunul pe spate, dar accesibilitatea, păi deci, dacă salvator... mașina din spate, din lateral, undeva, unde mai și dai scaunul ăla? Da, deci e o problemă, deci atunci trebuie să scoatem și știți când ar mai trebui scoasă? În momentul în care persoana respectivă prezintă o sângerare foarte mare și nu pot să-i opresc sângerarea în mașină. Deci când are o sângerare și nu reușesc, din ce cauză? Pentru că la un moment dat își pierde și va intra în stop cardiorespirator și atunci va trebui să o scot ajutându-mă de martor, ar trebui să o scot. Dar în restul cazurilor este mai bine. De ce? Nu reușim să-i asigurăm capul, naxul, cap, gât și trunchi. Sau persoană aflată în interiorul mașinii care nu poate ieși, eu nu pot să ajung la ea. Vorbim de persoanele încarcerate. Păi nu mă apuc să sparg eu geamurile și să-l scot printre geamurile sparte. Pe de o parte, dacă ar avea o leziune la nivelul coloanei vertebrale, aș putea să-i fac și o leziune medulară, manipulându-l, mișcându-i capul din asul cap, gât și trunchi, iar în momentul în care îl extrag, gândiți-vă, printre acele cioburi, i-aș provoca alte leziuni și încalc niște principii generale ale primului ajutor. Trebuie să previn agravarea situației victimei prin toate gesturile mele. Pentru că în momentul în care aș face acest lucru, aș face alte leziuni, respectiv i-aș provoca răni cu sângerare sau leziune medulară. Și e foarte important de știut aceste lucruri. După cum spuneam, luăm acum o pauză de publicitate, urmând ca în partea a doua a emisiunii să urmărim și filmulețele pe care le-ați realizat în cadrul recentului proiect. Am revenit în direct la Infomedica. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre acordarea primului ajutor cu doamna dr. Letiția Damo, care este manager al Spitalului Orășenesc din Bicaz, care de curând a desfășurat doamna doctor împreună cu mai mulți participanți, mai mulți parteneri, de fapt, nu participanți, o acțiune care s-a numit Salvezi dacă știi să acționezi, prin care ați școlit anumite grupuri țintă, în special de pe Valea Muntelui, și așadar cei din zonă știu acum cam ce să facă în cazul în care au de-a face cu un accident, un accident de muncă, un accident rutier sau altfel de situații grave. Un accident casnic, deci în orice situație în care omul este pus, deci sau se află într-o situație cu nevoi speciale. Și noi am mers până la acele cazuri critice, e vorba de cei căzuți în stradă sau la domiciliu și care se află în stop cardiorespirator. Așa cum v-am zis, au fost cursuri. În urma cursurilor am încercat împreună cu cursanții să facem un mic filmuleț de prezentare cum s-ar acționa corect atunci când suntem martor la căderea unei persoane în fața noastră, cad o persoană, fie că suntem pe stradă, la locul de muncă sau acasă. Și dacă este permis, din regie, primul filmuleț și pe urmă o să dau, deci filmulețul se va derula și după derulare o să comentăm. Asigur zona, mă protejez pe mine și victima. Verific starea de conștiință. Mă auziți? Ce s-a întâmplat? Deschideți ochii. Pacientul este inconștient. Te rog, vino, ajută-mă. Deschid căile aeriene superioare. Verific respirația. Și 8, și 9, și 10. Nu respiră. Este în stop cardiorespirator. Te rog, sună la 112 și adu-mi o trusă de prim ajutor.
Te rog, adun defibrilatorul extern automat. La bună, bună ziua! O persoană necunoscută căzută la sol, inconștientă. Mă rog să mă numele și prenumele dumneavoastră. Popescu Alexandra. Numărul de telefon de la care am apelat. 0753-331-370. Mă rog, acum să spuneți ce s-a întâmplat de fapt. Nu știu, am găsit o persoană căzută la sol, în stație. Unde anume? În stația de centru orașului. Știți cumva cum se numește persoana? Nu, nu am găsit niciun document asupra dânsului, nu știm cum se numește. Vă știu aproximativ o bărbat, femeie? Bărbat, 40 ceva de ani, până în 50. Da, vă rog frumos să rămâneți. Vă dau legătura la dispecerea medical integrat. Bine, mulțumesc. Alo, bună ziua! Vă rog să vă spuneți dacă persoana căzută la sol este inconștientă. Da, deci ce am urmărit? Sunt acei pași, 8 pași, învățați de toți cursanții, cum să acționeze în cazul unei persoane aflate în stop cardiorespirator. Primul pas, asigură zona, protejează-te pe tine și victima, pentru a nu fi tu la rândul tău victimă și pentru a nu-i lua orice șansă celui căzut în stradă de a fi de a fi ajutat, pentru că dacă martorul este și el accidentat, atunci nu mai poate acorda primul ajutor.
Al doilea pas, foarte important, este verificarea stării de conștiință, așa cum ați văzut din filmuleț, prin stimulare verbală și dureroasă, îl scutură ușor de umăr, îi pune întrebări, îi dă o comandă fermă. Cazul în care victima nu deschide ochii, nu vorbește, nu mișcă coordonat, ea este inconștientă. Întrebarea salvatorului este următoarea. Dacă respiră sau nu. Deci dacă persoana este vie sau nu, se verifică funcțiile vitale. Singura și prima funcție care se verifică, prima și singura funcție este cea respiratorie, dar pentru a deschide funcția respiratorie trebuie să facem întâi acel pas 3, deschiderea căilor aeriene. Și aici există două, filmele sunt mai multe, dar eu am adus doar unul singur, cel în care s-a considerat că persoana nu este lovită la coloana vertebrală. E sigur că nu e lovită la coloana vertebrală. Deci pur și simplu a fost găsit acolo, căzut pur și simplu căzut, din cele spuse de martor, nu a venit, nu s-a lovit cu coloana de marginea bordurii, de o bancă, de ceva, ci pur și simplu a căzut. Este puțin probabil ca o persoană care cade de la același nivel din picioare pe spate, fără să lovească un corp contundent, să fie lovită la nivelul coloanei vertebrale, mai ales la nivel cervical. Și atunci deschiderea căilor aeriene s-a făcut prin hiperextensia capului. Deci s-a dat capul pe spate și s-a deschis, ați văzut improvizația, s-a luat pur și simplu haina persoanei respective și s-a șters pentru că salvatorul încă nu avea acces la trusă ca să-și ia mânușile sau să ia o compresă cu care să evacueze din cavitatea bucală, sângele, secrețiile, corpii străini. Și s-a descurcat cum a putut. Exact. Pe urmă s-a verificat respirația prin metoda privește, ascultă și simți și ați văzut cum a și numărat cu glas tare, tocmai pentru a arăta că timp de 10 secunde trebuie să verifici respirația. În urma verificării respirației s-a constatat că persoana nu respiră, se consideră că este în stop respirator și în stop cardiac, fără a se mai lua pulsul la artera carotidă, deci la artera gâtului, și cei care au participat la cursuri li s-a explicat foarte clar de ce nu se mai ia pulsul. Și s-a considerat că este în stop cardiorespirator. Bineînțeles că imediat cum am văzut că este inconștientă, deja se trimisese după ajutor. Ajutorul între timp a venit, a dat telefon la 112, a adus trusa. Celălalt, trusa ce poate să fie? Da? Deci trusa poate să fie, dacă este la un loc de muncă, este acea trusă obligatorie care ați văzut-o în filmuleț, care trebuie să fie la toate instituțiile. Deci era o instituție acolo, da? Deci da? Toate instituțiile dacă este să... accident da. Rutier, uh-huh. E vorba de trusa sanitară standardizată de prim ajutor auto, iar dacă este acasă, ar trebui să avem o trusă în acest fel, de acest fel și acasă. Nu costă decât 50 ceva de lei. Da, așa. Da, am vrut să spun, vechi. Da. Da, și în bani noi, am vrut bani, să era să spun în bani, da. Așa. Nu, deci e o sumă rezonabilă care ne-am permis-o fiecare să o avem în la noi. Și pe urmă să încep. Și bineînțeles s-a dat comanda când s-a văzut că este în stop cardiorespirator și după acest defibrilator. M-a făcut remarca în timp ce urmăreați să filmulez o defibrilator. Da, centrul de training de la Bicaz are simulator de defibrilator automat extern. Pentru că nu știu dacă știți, dar în Piatra Neamț, Piatra Neamț a fost primul oraș din România care a montat defibrilatoare. Eu și unde și sunt? Care sunt, ele există, dar pentru că nu s-a mai ocupat nimeni și nimeni nu s-a mai îngrijit. Dar nu sunt în stare de funcționare, nu s-au ocup. Ba, da, ele sunt în stare de funcționare dacă ele trebuiau la 4 ani de zile și firma a făcut notificare către primărie, la 4 ani de zile trebuiau schimbate acele baterii. Acum există și niște dispozitive, niște cutii de încălzit. Deci atunci nu existau pe piață cutii care să le depoziteze. Ele există, se pot pune, se poate reface, se poate relua acest program. Este păcat. Acest defibrilator poate face diferența între viață și moarte. Aducerea unui defibrilator în primele 5 minute de la constatarea că persoana este în stop cardiorespirator crește șansa de resuscitare de 7-8 ori. Este enorm. Și păcat că le avem.
și ar putea fi puse. Există, din câte știu, unul care este în depozitul de la primărie. Ar putea fi pus la Carrefour. Ar putea fi pus unul la celălalt mall. Există Kaufland-ul, există deci pe atâtea locuri unde, vor... deci unde sunt persoane, aglomerări mari. Unde sunt aglomerări. Da. Pentru că mai avem un filmuleț, pentru că trebuie să ne povestiți și despre acel filmuleț, aș propune să-l luăm acum. Da, este vorba de o simulare în cazul unui accident de muncă, pentru că noi avem filme pe simularea accident de muncă, simularea accident rutier și simularea accident casnic. În general se procedează așa cum s-a văzut în primul filmuleț. Și pentru pentru a fi cât mai explicit, am luat și un caz de accident de muncă care este și accident rutier. Bun, haideți să-l urmărim și apoi să discutăm pe caz concret. Domnul Blaga, ce s-a întâmplat? Cum te simți? Deschide ochii! Ajutor! Ajutor! Să vină cineva! Să mă ajute! Ajutor! Ce s-a întâmplat? A dat o mașină peste domnul Blaga. Geta, sună la 112. Camelia, adă trusa! Ai sunat la 112? Camelia, ajută-mă să-i dau casca jos! Dă-mi o compresă. Opt, nouă, zece. Nu respiră. Adă defibrilatorul. Încep masajul cardiac extern. Eu mă ocup de respirație. De o mașină. Vă rog să vă spuneți numele, prenumele și numărul de telefon de la care dați. Urlacu Andreea, 0754-111654. Vă rog să spuneți exact ce s-a întâmplat. Colegul meu era în timpul serviciului și a venit o mașină și l-a lovit. Unde s-a întâmplat? În stația numărul 4 Picaz. Știți numele și vârsta aproximativă a pacientului, a victimei? Ionescu Andrei, 49 de ani. Așteptați, vă rog. Bună ziua. Vă rog să vă spuneți dacă pacientul este conștient sau nu? Nu este conștient. Respiră? Nu. Vă rog frumos să începeți manevrele de resuscitare și să trimiteți pe cineva să iasă la stradă ca să facă semn la ambulanță. Începeți compresiile toracice, vă rugăm frumos. Am început deja. Bine, așteptăm la ambulanța. Mulțumim. 27, 28, 29, 30. Look at pictures on pads. Feel one pad of blue plastic.
Apply pad to bare skin, exactly as shown in the picture. Everyone clear. Press flashing button. Shop delivered. Mi-a plăcut mai mult acest filmuleț pentru că a fost mai dinamic, mai multe persoane implicate, a fost acolo, parcă nu era în studio cum era celălalt. Era, da, celălalt, primul filmuleț a fost mai didactic, cel de-al exact, doilea, tot didactic era... și vreau să vă spun că, deci, așa cum deja am mai făcut vorbire, au fost la aceste cursuri și persoane desemnate din cadrul unor unități productive, persoane care să acorde primul ajutor în cazul în care s-ar întâmpla în unitatea respectivă un accident de muncă sau legat de muncă sau un alt eveniment legat de sănătatea și viața omului pe teritoriul unităților respective. Și de la unitatea respectivă am găsit foarte mare receptivitate și ei s-au oferit. Vreau să vă zic că exercițiu nu a fost, deci nu a fost un scenariu de dinainte. Au fost puși în fața faptului. Deci ei au respectat pașii. Deci vă dați seama că și-au însușit atât de bine. Deci au fost puși să aplice ce au învățat, să aplice, da? Exact. Deci nu, ceea ce vedeți dumneavoastră n-a fost regizat. Bun, un pic deci de regie a fost. Teoretic, deci au învățat și... teoretic și li s-a spus. A căzut domnul cu tare, l-a lovit mașina, că a trebuit să spun ceva și l-ați găsit și în stop. Și care-s pașii? L-ai văzut că este inconștient, strigi după ajutor, pe urmă deschizi căile, verifici. Pa. Deci după, deci toată lumea repeta așa înainte de filmări. Și ce s-a, de novo a fost această colaborare cu serviciul de ambulanță, cu echipa. Ei niciodată n-au lucrat, n-au văzut, nu au știut ce, dar știau un singur lucru, că ei în momentul în care vine echipa de la ambulanță trebuie să spună ce s-a întâmplat, ce au făcut și în cazul în care cei de la ambulanță spun că e nevoie de anumite lucruri, să asculte de recomandările și comenzile lor. Și chiar vreau să le mulțumesc, să mulțumesc serviciului de ambulanță județean Neamț, celor de la substanția și celor de la substanția Bicaz, echipajului care au venit și care ca de fiecare dată, deci pur și simplu au intrat în jocul nostru, că de fapt a fost un joc, un joc didactic. Ce aș mai vrea să mai subliniez?
e această idee de echipă. Dacă nu există echipă, unul singur nu reușește. Și să dea de telefon, și să, da, exact, și să acceseze sistemul. Și în primul rând să vadă care e nevoia de ajutor. Pe urmă să acceseze sistemul. Păi în timp ce vorbea martorul ajutător, vă dați seama, ceilalți executau deja manevrele. De aceea se puteau da toate aceste detalii care sunt foarte importante la 112 pentru a se vedea care este situația de fapt acolo. Și un alt lucru foarte important. Defibrilatoarele care le-ați văzut acolo. Este un defibrilator de training, este în limba engleză, dar la Piatra Neamț toate sunt în limba română. Deci toate, deci programul este făcut încât comenzile se dau în limba română. Iar cel care a fost pus la hotelul Ceahlău în 2008 are inclusiv mesaj scris în limba română. În cazul în care este zgomot foarte mare și nu asculți comenzile, măcar le poți să le citești. Cred că este cel mai mare grup din România instruit în utilizarea defibrilatorului automat extern într-o singură sesiune. Și ce este, cred că, o altă premieră națională, faptul că am prezentat copiilor acest defibrilator. Copiii nu defibrilează, dar poate își sensibilizează părinții sau adulții. Poate le spun că știu că există așa ceva și în momentul în care vor vedea semnul că există un aparat în apropiere sau știu că este un aparat în apropiere, să li-l aducă și să spună: tată, mamă, ascultă ce zice el și îl salvăm împreună. Cred că ar fi cel mai frumos, pentru că pe 25 octombrie a fost o prezentare a acestui proiect și peste 120 de copii au resuscitat simultan pe 120 de manechine și au arătat adulților că de la vârstă fragedă se poate învăța și este absolut util să învățăm să acordăm primul ajutor. Dacă nu putem să spunem din motivele să înțeles partenerii, am să vă rog să spuneți cine a filmat, pentru că e colega noastră de breaslă și merită să îl menționăm că a făcut treabă bună. Da, este colaboratorul nostru din totdeauna, domnul Munteanu Gabriel. Când dați voie să spun, restul n-am putut să spun. Este un program, nu știu dacă, deci și dumnealui a făcut și parte voluntar și parte, dar am vrut să-l menționați pentru că e un profesionist și este corect. Este extraordinar și atât de implicat în tot ceea ce face și gândiți-vă toate unghiurile acelea, pentru că face acest lucru de peste 10 ani și colaborăm și am făcut lucruri frumoase împreună. Și pe final atât aș vrea să spun, cred că autoritățile ar trebui să dea mai multă importanță. Cred că inspectoratul școlar ar trebui să dea mai multă importanță acestor acțiuni și trebuie să înțeleagă că da, într-adevăr, se fac aceste acțiuni, dar ca să fie viabile trebuie să și investim, pentru că ne trebuie materiale didactice și la un moment dat și lectorii ar trebui plătiți, măcar simbolic, pentru că fac o activitate în plus. Există acest sistem al voluntariatului, dar până la un punct. Până la un punct. Mm. Pentru că e vorba întotdeauna de resursa timp. Da. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru participarea din această seară la Infomedica. Vă felicit pentru toate proiectele în care sunteți implicată. Cu mare drag vă aștept și la alte emisiuni. Vă mulțumesc și doresc să le transmit tuturor telespectatorilor sărbători fericite și sănătate maximă. Mulțumim. Dumneavoastră celor de acasă, până data viitoare, toate cele bune, la revedere!